Trei ecologiști australieni au ajuns prizonieri la bordul unui vas japonez. Oamenii s-au strecurat pe navă ca să-i convingă pe marinari să nu mai vâneze balene în apele Australiei. Când i-a văzut, căpitanul vasului a decis să închidă într-o cabină. Și acolo sunt tot acum. Vânarea balenelor este interzisă oficial, dar navele japoneze continuă să ucidă aceste mamifere sub pretextul că fac cercetări științifice. Ecologiștii spun însă că vânătoarea are doar scopuri comerciale și cer să-i se pună capăt. Navele militanților urmăresc și hărțuiesc permanent vasele japoneze, cu care poartă uneori adevărate bătălii navale. Trei militanți au mers acum și mai departe. Profitând de întuneric, s-au urcat la bordul unui vas nipon cu un banner pe care scria: "Duceți-ne la țărm în Australia și apoi plecați din apele noastre." Capitanul japonez i-a luat prizonier pe ecologiști și apoi a urmat a doua parte a îndemnului. We trust that the level of publicity of this action will prevent them being harmed in any way and will ensure their safe return. Cazul a indignat și pe politicienii australieni din opoziție, care au cerut guvernului să ia măsuri pentru eliberarea celor trei. Cât despre colegii acestora, ei nu pot decât să urmărească vasul nipon cu navele lor. But I find it absolutely extraordinary if the Australian government will allow an armed Japanese vessel to come in and take Australian citizens out of Australian territory and back to Japan. Cu două zile înainte acestui incident, o navă a ecologiștilor a fost avariată de un val uriaș în timp ce urmărea vasele japoneze.